Caricatura revine în atenția presei clujene după atentatul din Franța. Majoritatea ziarelor clujene au început să publice din nou caricaturi pentru a îmbunătăți conținutul vizual al articolelor, dar și pentru a-și exprima solidaritatea cu colegilor francezi. Caricatura era nelipsită din paginile ziarelor clujene în urmă cu câțiva ani. Intrată într-un cont de umbră în ultima perioadă, caricatura a revenit în actualitate după atentatele din Franța. Monitorul de Cluj întotdeauna a acordat o atenție deosebită caricaturii din punctul de vedere al ilustrării unor subiecte, dar și caricatura văzută ca o formă de comunicare, o formă de artă vizuală. Colegii din presă consideră că e util să se folosească și caricatura, e foarte bine. Dacă am neglijat-o până acum, e foarte rău. Noi, cum spun, publicăm zilnic pe pagina ultimă și foarte adesea. Deci avem pe pagina ultimă desenul lui Octavian Băur, în interior desene de Virgil Tomuleț. Caricaturiștii clujeni s-au adaptat vremurilor și au adus caricatura și în mediul online. Pentru ei, caricatura este o artă pe care o practică din pasiune. Nu are cum să nu afecteze o caricatură. După cum ați văzut și în Berlin, tot felul de caricaturi și ilustrații sunt postate la intrările din metrou. Ele transmit un mesaj foarte puternic. Există și publicații care nu au specialiști în acest domeniu, iar caricaturiștii sunt deschiși spre o colaborare cu presa.